Salutare și bine v-am regăsit la un episod. În acest episod vreau să mai discutăm un pic despre jocul meu. Am văzut că foarte multă lume este interesată de el, adică am primit o reacție foarte bună de la voi în legătură cu el, nu mă așteptam. Mă așteptam probabil 1, 2 să zic, a, faci un joc, bravo, dar au fost mai mulți și văd că chiar mă susține lumea. Chestia asta mă bucură foarte mult. Acum legătură cu jocul. M-a întrebat multă lume când va fi gata, când îl voi lansa și chestii dintre astea. Și faza e că n-am un termen anume, pentru că este mult muncă la el, eu n-am, nu pot stau tot timpul să lucrez la el și vă dați seama, nu întotdeauna am dispoziția necesară pentru a lucra la acest joc, pentru că n-am. De exemplu, dacă n-am chef, nu pot să mă apuc să lucrez pentru că nu iese nimic. Trebuie să am chef și trebuie să fiu în stare. Că na, am și eu momente când s-o obosit, când așa. În fine, asta nu e important. Ideea este că harta este aproape terminată. În proporție de 98%, cam așa este terminată harta. Mai am niște chestii minore de făcut, buguri de fixat, dar problema cea mai mare vine aici la partea de gameplay, unde, cum se cheamă, mai am foarte mult de muncă. Așa, în procente, jocul este realizat cum să zic, 50% cred că eu i-aș da așa, pentru că am terminat harta și am băgat unele elemente de gameplay, dar mai am multe de băgat. Acum nu vreau să fac public, pentru că n-ar mai fi o surpriză dacă aș face unele chestii publice, adică când va apărea jocul veți vedea și n-aș vrea să fie efectul ăla a fi surprins, că e păcat, sincer. Ok, o să vă mai arăt vreo 2-3 poze cu jocul, ca să vedeți și voi în ce stadiu este, adică, mă rog, harta, că la gameplay mai e mult. Deci, ca atât a fost și pentru acest episod, sper că în următorul episod voi putea anunța și data când va fi făcut, sau chiar în următorul episod poate vom putea, cum se cheamă, să anunț că am terminat jocul, deci nu promit nimic, mai am mult de lucrat la el, va mai dura ceva vreme. În orice caz, fiți cu ochii pe channelul meu și la revedere!